Bună ziua, bună ziua! Ia uitați ce am făcut eu din aluatul de gogoș de ieri. Cornulețe, cornulețe, ia uitați-le. Din aluatul de gogoș de ieri. Am să le pun pe un aici în față. Gogoșele, gogoșele. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Ia uitați ce minunăție am făcut-o din aluatul de ieri, de la gogoș. Ia uitați. Ia să desfacem unul, să vedem cum este. Este pufos, pufos. Ia uitați. O să avem nevoie de 160 de lapte. 160 de lapte. O să avem nevoie de 30 de grame de miere de albine. O să avem nevoie de 5 grame de drojdie uscată, 30 de mililitri de ulei. O să mai avem nevoie de un ou și un gălbenuș, un praf de sare, coajă de lămâie sau de portocală sau esență de rom, esență de vanilie, și 370-400 de grame de făină. Începem cu laptele. Aici avem lapte călduț. Și o să punem drojdia noastră uscată. Să fiți atenți la drojdie, să citiți prospectul, să vedeți dacă se pune într-un lichid sau se pune direct în făină. Eu am drojdie uscată care se pune în lapte. Și în 160 de lapte, eu am să pun 5 grame de drojdie uscată. Și amestecăm. Și am să adaug și cam o lingură de miere de albine, o lingură mare. Amestecăm și o să dăm deoparte. Punem aici deoparte. Și între timp, în acest bol, o să adăugăm un ou. Un gălbenuș. O să adăugăm un praf de sare. O linguriță de coajă de lămâie. Am să o pun așa aici. Adăugăm și uleiul. Acum amestecăm. Amestecăm bine, 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 bine. Să vedem dacă s-a prăjit drojdia. Aproape gata. Adăugăm o parte din făină. Acum o să adăugăm și drojdia noastră cu miere de albine și cu lapte. Și amestecăm. Și aceasta este compoziția noastră. Amestecăm bine, 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 bine.
mai adăugăm puțină făină. Amestecăm bine. Și o puțină făină. Aici am avut 370 de grame de făină. Și apoi o să lucrăm aluatul cu mâna. Este aproape gata. Să lucrăm puțin și cu mâna. Am să mai pun puțină făină. Că mai trebuie. Mai trebuie. Punem pe toată. Acum o să lucrăm aluatul și un pic pe masa de lucru. Ne ajutăm cu puțină făină. Până se formează glutenul. Uitați, aluatul este aproape gata. Aluatul mai batem din când în când. Am bătut puțin și aluatul. Ia uitați cum arată, este elastic, moale, lucios. Acum eu am să-l pun într-un bol aici. Am să-l pun într-un bol așa și am să-l acopăr și am să-l pun într-un loc cald. Aluatul nostru a crescut. Op. Ne uitați-l. Ne uitați.
Acum o să-l punem pe masa noastră de lucru. Presurăm puțină făină. Îl întindem și răsucim așa. Și acum o să-l facem bucățele, o să-l tăiem bucățele. Și o să tăiem așa bucățele mici. Și apoi o să le întindem pe fiecare. Așa. Și acum o să luăm fiecare bucățică și o să tragem capetele în jos, ia uitați. Și o să facem câte o biluță. Presurăm cu puțină făină și le așezăm așa. Ia uitați. Ducem capetele de desubt. Apoi răsucim. Și am format. Și facem așa până le terminăm pe toate. Așa. Și punem. Și acum o luăm pe ultima și o să avem, avem 8, 10, 11 biluțe și o să avem 11 straturi. O să întindem pe fiecare câte o foaie. Ia uitați. Așa. Și o să luăm o biluță și o să întindem câte o foaie. Avem biluță. Apăsăm și o să întindem o foiță. Așa. Și fiecare foiță, pe fiecare foiță o să adăugăm un pic de unt. O să luăm așa câte puțin și o să punem pe fiecare. Pe toată suprafața. Mai luăm puțin. Așa. Acum o luăm și o dăm deoparte. O punem aici. Și luăm a doua făiță și o întindem. Și așa procedăm cu toate. Întindem. Întindem bine și acum o luăm și o așezăm peste cealaltă deasupra aici. Ia uitați, așa. Una peste cealaltă. Acum o să întindem puțin unt și aici. Așa.
Și continuăm așa până le terminăm pe toate. Acum, după ce am întins, vedeți, am pus straturi unul peste celălalt cu unt în interior. Și continuăm până le terminăm. Mai punem unt. Untul este la temperatura camerei, este moale. Așa, întindem bine. Aici am avut 125 de grame de unt, vedeți? Și nu l-am pus pe tot. Așa, am uns bine. Acum o să mai punem încă una deasupra. Așa, mai apăsăm puțin. Punem unt. Ia uitați, luăm așa untul moale de aici. Și punem peste. Și întindem bine pe toată suprafața. Așa. După ce am întins bine, avem ultimul disc și o să acoperim. Apăsăm puțin și acum o să punem totul pe o farfurie. Puteți pune totul direct pe o farfurie să începeți. Așa, apăsăm puțin. Acum o să acoperim și o să dăm la frigider până se întărește untul. Cam o oră o să lăsăm. Și după aceea o să întindem din nou. Acum dăm la frigider. Am scos din frigider. Uitați, au crescut puțin. Acum o să punem puțină făină. Și o să le punem, o să le luăm de aici, o să le punem pe masă. Și o să întindem încet, încet. Presurăm puțină făinuță să nu se lipească sucitorul și o să întindem încet. Bine. Am întins bine și acum o să tăiem să facem cornulețe. O să le facem simple și pot fi mâncate cu dulceață, cu ciocolată, cu cremă de ciocolată, cu cremă de patiserie, cu ce vă place. Și o să le răsucim. Eu am să tai puțin aici, pe mijloc, puțin, puțin. Și acum am să trag, ia uitați, am să trag așa și încet, încet am să răsucesc, ia uitați, am să răsucesc bine, ia uitați, acesta este cornulețul și am să-l pun într-o tavă și o să-i lăsăm să crească.
Acum să-i facem pe toți. Uitați. Tragem. Și tragem. Tragem și răsucim. Ia uitați. Și punem în tavă. Așezăm aici unul lângă celălalt. Și facem până terminăm. Acesta este ultimul. Lăsăm la crescut. O să acoperim cu un... Formurile au crescut. Și acum un gălbenuș cu puțin lapte. L-amestecăm. Și o să ungem pe fiecare. Le ungem bine și le dăm la cuptor la 180 de grade, circa 20 de minute, 25. O să le încercăm cu scobitoare să vedem dacă sunt gata. Dăm la cuptor, cornurile sunt gata. Ia uitați cât sunt de pufoase. Vă mulțumesc din suflet tuturor că îmi sunteți alături. Vă doresc multă, multă sănătate. Și o să ne vedem cu altă rețetă. La revedere tuturor și mulți pupici. O zi frumoasă!